Salut, boșilor, bine v-am găsit la un nou clip de pe Tiger Ghost. Eu sunt Taker Wars, o vizionare cât mai bună. Fraților, nu uitați, dacă doriți un pe absolut tot server, mă găsiți pe Instagram, shop-ul Made in the Roche. Dacă chiar voi aveți un cont de vânzare sau poate doar vreți să-i faceți o prezentare pe YouTube, un mesaj acolo pe Instagram și vă rezolv. Sunt aproape non-stop pe Instagram, fraților. Și, bă, în clipul de azi avem un cont destul de fain pe Tiger. Am văzut că în ultima perioadă chiar am adus multe conturi. Bă, nivel 55 war, nivel 61 war, nivel 61 sura din clipul trecut. Și multe, multe conturi de nivel mediu la vânzare. Mă bucură treaba asta. Conturi cu alchimie faină. Adică warul ăsta, fraților, are în felul următor: diamant opac full, rubin opac full PVP, jadul dublu PV cu refacere, safirul war sura lican, granatul să fie și onyxul full din full. Hai să punem aici FMS-ul ăsta 43 medie, care este PVM pe cont. Și chiar vreau să testăm și noi un damage cu nesimțitul ăsta. Deci dăm undeva la 6.4k fără boosturi. Deci nu avem deloc boosturi, fraților. Avem un FMS 43 medie, o mortal 1500 PV 5 atac, un coif cu 10 semi, un scut 10 semi 12 putere. Mi se pare că ăsta e de la mine cumpărat. O brățară lacrimă cer, un KPV 20 drop, un colier 1500 PV, 8 atac, 1 metine, cerce de abonus plus 9, papuși de bambus plus 9, curea de imp plus 7, or, eșar folial de 21%. Mai avem aici un FMS 41 medie, 3 otravă, 3 sânge, 3 semi. Ăsta mi se pare că e tot de la mine și l-am vândut pe undeva pe la 30 ceva de un când l-am avut. Ceva, o brățară cu 6-7, încă o armură wannabe PVP. Și cam ăsta e contul, fraților. Dispune de costum aură, P-ul aură îl avem, bineînțeles. Avem militarul făcut pe acest warrior. Biologul este la globuri de gheață și a dus 5 până acum. Costum aură e și el. Avem un talisman de întuneric plus 4 cu 5 semiom, 553 DGD-uri. Hai să iau și două de astea, să vedem, poate avem noroc la... Dar de fapt cu forma marcat transparent asta chiar nu mă ajută. Da, bă, cam așa se prezintă contul. Mie îmi place, e un cont de buget, asta e clar. Și pentru cineva care vrea să se distreze pe Tiger Ghost, cred că e contul perfect. Atât PVM cât și PVP. Bun, bă, eu am fost Taker și hai să trecem la clipul propriu zis. Boșilor, am revenit, iar în clipul de azi o să încerc să mai facem și noi puțină bișniță, că avem nevoie. Chiar avem foarte, foarte mare nevoie de buget și cum să facem mai bine bișnița decât în bazar. Hai să ne uităm prima oară la prețul alchimiei. Văd că un diamant mitic este 11.30. Se ține la preț, nu zic nu, deci chiar se ține la preț diamantul. După care avem clarul, care este 26 de oni, urmat de perfect 72 de oni. Strălucitorul, care este 158 de oni, și granatul excelent, care full este 550 de oni. Bun, la rubine nu vreau să mă uit, sincer să fiu, pentru că știți ce s-a întâmplat acum câteva zile la strălucitor, este daună de tot. Și parcă nici n-aș mai investi în rubine, deci chiar nu aș mai investi în rubine. Văd că prețul e pe undeva pe la 25 de oni și personal cred că ar trebui să mă uit doar la astea full, dacă ar fi ceva. Să continuăm cu jadul, care cred că ar trebui să fie 7, mă gândeam eu că o să fie, dar uite că a ajuns la 8 aproape. Ok. Da, ciudat aici, sincer. 40 de ani, jadul perfect. Bun. 89 strălucitorul și excelentul gold de 24. Mamă, bă, da, e ceva. Este ceva pe aici. La safir avem 5.70, urmat de 12.70, urmat de 33 de oni, urmat de 80 și safire excelente. Oare găsim și noi ceva? 99 de oni? Bă, nimic. Deci chiar nu găsim mare lucru. Hai să ne uităm la ce ne mai interesează pe noi și anume FMS-uri. Știți că sunt un fan foarte, foarte mare, fraților, al FMS-urilor, așadar hai să ne uităm. Văd FMS-ul meu aici, 43 medie, 10 semi-om, super, super bun la 222 de oni.
Astea sunt mai mult sau mai puțin, fraților, nu ca să fie vândute, sunt pur și simplu, bă, dacă e să fie odată, să se vândă, să fie acolo. Oricum ar fi, o să scot itemele de pe piață, o parte din itemele pe care le am, n-am mai deloc iteme bune, sau din ce am eu. Uite, și ăsta mi se pare destul de interesant, 30 medie, 10 semi, 12 dex, cu skin-ul nu prea îmi place, dar l-am schimbat noi. 39 medie, văd aici, 30 medie, 21 PC, 20 PC, 30, mamă, am crezut că e 38 medie, 10 semi, ăsta că era demențial. Era demențial, să știi. Ok, deci aici nu vedem absolut nimic. Wow, și aici vedem un rib 50 medie 5 metri. Ne avem impresia că ribul ăsta are 50 medie 6 metri. Ne, în fine. 46 medie. Asta e ribul meu cu 47 8 dex, pe care aș putea să-l mai cresc puțin în preț, la cum au crescut prețul la riburile astea. Uite-te și tu, rib 43 medie 20 orice 8 dex și 44 la... Bă, mi se pare că parcă e prea ieftin, sincer, da. Aia acum, rubinul cât mai e pe piață, 3,79, ia putem să luăm pe ăsta, să facem obișniță, nu putem să luăm, evident. Legendarul, ăsta ar trebui să fie mai... dar nici ăsta, băi, nici ăsta nu e combinație. Ia, jadul legendar, 3,50, a crescut piața grav rău de tot, fraților, deci chiar a crescut granatul 2,1. La safir aș putea să mă uit, deși cred că tot scump este. Stai că ăsta e tot granat. Safirul 2 ONI și ceva și Onyx-ul, de care mă mai interesează. 3 ONI, what the fuck? Păi și ametistul? Mamă, extraordinar de scump. Deci tot ce mi se pare aici, fraților, este extraordinar de scump. O să mai dau aici eu pe strică că cumpăr iteme și alchimie la buget mare și chiar voi, fraților, dacă aveți ceva de vânzare pe Tiger Ghost și vreți să scăpați de el mai repede, îmi dați un mesaj pe Instagram și shop.metindoro. Încerc să țin ONI aproape de fiecare dată pentru bișniță, pentru seria de bișniță și anume o sumă de cam 1000 de ONI cash dispun de fiecare dată. Uite că avem aici și numeroase cufere Hitra pe care aș vrea să le deschid, pentru că mulți dintre voi m-ați rugat să mai deschid cufere Hitra datorită faptului că, din câte știți, eu dădeam tigrii aia regali Moca și multă lume mai avea nevoie și am mai cumpărat de pe piață pentru unii băieți câteodată și am zis, bă, ia hai să mai facem un... Chiar stăteam și mă gândeam, zic, mă, ia să fac un clip de asta și cu cufere Hydra, că ar merge, părerea mea. Sperăm la ceva noroc. N-am mai testat hidroasele de foarte mult timp, deci chiar a trecut ceva. Și băiatul ăsta mi se pare că le are și la un preț relativ ok, magica negociabilă. Știu că este în jur de 3,54 ONI. Și am putea să facem ceva și putea să cumpăr și un colier cu metine pentru mine, pentru caracterul ăsta de nivel 55. Bine, aș putea să-l aștept pe ăla să-l găsesc și la bișniță. Ar fi o idee și lucrul ăsta. O să verificăm piața imediat și la coliere. Uite și tu ce vânzare i-am făcut, fraților. Și s-ar putea să îi le cumpăr aproape pe toate. Won sau Yang insuficienți. Bă, ești nebun! Ha! Bun, super. Bă, mă bucur că i-am făcut vânzare, sincer. Birou de schimb. 3 ONI. Cufăr Hydra. 1. 2. 3. 4. Bun, hai să vedem acum ce vom reuși să facem. Ia, RQZ, ia să ne uităm, obiect speciale consumabile, inelul Lucy, inelul lui Lucy, inelul limbilor,
Tony, ești de pana, nu am inel, nu am inel. Bă, fraților, aveți mare grijă la secarii ăștia care și încearcă și așa cu 8 tone, cu nu știu cine era, bă, nu mai vede. Dar în fine, nu o să am inel și nici nu o să cumpăr data asta. Hai să vedem cu operațiunea asta Hydra cum o facem, Taker. Da. Hai să vedem ce mai vrea și băiatul ăsta. Nu știu sincer, dacă vrei mă uit și zic. Bun, hai să vedem. Începem prima oară cu hidroasele, cartea pietrelor, bă, tot pentru voi. Și uite un tigru alb plus cartea pietrelor, două exo. Uite și zim, ok, bun, am auzit că sunteți clar văzătoare, ceva noroc. Bă, ar trebui să avem ceva noroc, pietre lucioase, permis de trecere, bă, e bun și ăla. Cutie misterioasă, perla albă, însemne. Încă două exo. Avem nevoie și de exo, deci suntem bine și cu ele, dar mi-aș dori să văd eșarfe. Chiar mi-aș dori să văd eșarfe. Uite un nou Nessie, dar care nu mă ajută pe mine în momentul de față. Doar 6 exo până... Mamă, băi, ce gaură. Cred că... Uite că ne-am luat o eșarfă nobilă. Mai am eu una. Încă două exo. Bă, dar niciuna, nici măcar o magică. Bă, mă lași? Nu te cred. La exo stăm foarte rău. La eșarfe avem doar una. La tigri regali, 1. Mamă, cred că cel mai prost de până acum. N-am deschis niciodată, fraților, cufere mai proaste decât astea. Vă zic sincer. Deci chiar niciodată. Combinație, hai să vedem aici. A ieșuat și asta n-are cum să mai ieșuieze iar. A mers. Și avem o eșarfă de 18. Să o combin cu asta mea de 19. Dar n-are sens, mă. Chiar nu cred că are sens în momentul de față să o combin. Așadar, hai să vedem cât îi dăm la bișniță. Pe o trăvită la 39 și 35, a zis băiatul. Oricum, un 13-1 a fost gaur aici. O trăvită, ia să vedem. O trăvită plus 9, 33 medii, what the fuck, dar bine, asta are fulger, bă. Hai la... Bă, da. Deci, 36, 37, 39, nici nu prea văd pe aici. 22 cu daune. 5 ani. Ce? Nu știu, zim cât ai vrea pe ele. Ia să vedem. Haide, bă, pe ce vrea asta 5 ani? Bă, sincer, nici eu. Chiar nu mă pricep. Nu mă pricep la astea. Ce vrea pe 5 ani? Ia. 5 ani? A, ok. Nu știu ce vrea băiatul ăsta, sincer. Bă, uite de pe piață. Păi, pe piață mă rup. Păi, dacă mă uit pe piață, mă rup. Nu, frate. O trăvită plus 9. Deci, 13 fulger. Îți dau 25 de oni, îți dau pe ele. Hai să zic că îi dau 25 de oni, deși mi se pare scump. Bă, dar să le văd ce mai au. Astea de pe piață sunt unele la 15 oni cu 13% fulger. N-am cum să compar. Hai să le văd.
Uite, profete la 5 ani. Bă, ar merge să mai deschid niște cufere, profet. Profet auriu. 2 în 29. Zece la 23 de uni și 44 caca. Haide mă, bă, știi ceva? O să încerc lucrul ăsta. Păi, atât? Doar un bonus? 35. A. Zim cât ai vrea să fie bine. Să fie bine și pentru tine și pentru mine. Nu pot. Chiar nu prea pot. 25 merge cât de cât. 25 merge cât de cât. Nu știu ce să zic. Nu știu. Nu. 25. Chiar nu pot. Mie că îmi iau țeacă singur. Nu pot. Chiar nu pot. Aici chiar nu pot. Chiar nu pot. 25 de oni îi dau. Asta nu cred că o să le dau, sincer. Hai mă, mai punem 5 caca aici. Fără 26, nu. Hai mă, bă, m-ai ajutat. Ia mă, zi. Bă, da, proste. Bă, da, proste. Acum, deci le punem, fraților, la prețul la care a zis el, da? Fiți atenți, ca să nu zicem, ca să nu zic că fac eu vreo manevră sau ceva. Chiar sunt curios dacă o să dea, da? Bun, deci punem asta cu 39 medie la 19. 19 și cealaltă la 13, a zis. 13, frate, să vedem noi dacă se dau otrăvitele astea. Chiar sunt foarte, foarte curios, cu drag. Bun. Hai să vedem. Luăm cleștele la dioxid de titan odată. Agate. Magazin primul personal. Bless. Core. Pă, nu l-am luat, bă, nici de data asta. Mama lui de clește. Nu e să fie, bă. Când nu e să fie, nu e să fie. Uite că, bă, aș vrea să mai deschid totuși. 1. Până la 101 ani. Până la 101 ani, fraților, mai deschidem. Cred că este ziua cuferilor azi. Adică, clar, poți fi ziua cuferilor. Vedem acum ce o să reușim să luăm. Cor brut. Bă, brut, mă, mi-ai dat. Agate. Mystic. Piatră magică. Bun. Avem și noi un drop cât de cât bun. Și, bă, o să mai deschid 10. Fiți atenți, fraților, mai deschid 10. Ca să fie așa cum trebuie. Eu oricum, fraților, știți că toți banii de la business îi investesc în content, adică nu se pune problema de așa ceva. Dar dacă din astea 10 nu pică clește, ne-am lăsat. Ia uite, Manny. Încă o magică, două magice și arfe Lord. Dropul n-a fost rău. Și ultimul. Gata, bă, n-o să, deci, fraților, nu o să punem excelent pe acest cont, clar, pentru că nu mai vreau să mai deschid cufere profet și să ne dea gaur, asta este 100%. Hai să vedem aici, Onyx rar. Bun, dar nu mai are sens, deci chiar nu mai are sens, fraților, să deschid cufere profet ca să, ce, că nu vreau să fac nimic cu ele. Nu. Aur argint. La ce preț? Hai să vedem la ce preț. Și câte ai? Pradă rege de aur. Ia să vedem cât mai e. Păi 200 pauri sunt la 49,5 pe piață.
Ce contează? Cât sunt 50? LOL. Ce zi încât vrei? Zi încât vrei. Zi încât vrei pe aurii. În primul rând. Așa, argintiile, prată rece de argint. 200 sunt, câte sunt, mă, frate, 13 oni. 13 oni, 12 oni, la asta chiar nu m-aș băga. Nu m-aș băga, nu m-aș băga la argintii, sincer. Hai să vedem ce preț ne face băiatul. Până atunci. Na, 25, bă, prea scumă. Prea scum, prea ca la țară. Hai să aruncăm lucioasele astea de aici. Și aș mai vrea să fac ceva. Bă, aveam un pumnal zodiac, dar nu știu dacă îl mai am așa, dar... Zodiac. Pumnal zodiac plus 0. Nu mă bag. Nu mă bag, scuze. 42 ți-aș putea da. 50 de caca. Hai să vedem. 50 caca și avem o medie 6. 10 pe ce? 24. N-a fost să fie aici și vrăjitele asta cu plus. 8 int. Haide bă, nu-mi dădeai și mie 10 semi iarăși. Bun băieți, bă, cam atât clipul de azi. Eu am fost Taker și pe data viitoare noi să ne auzim cu bine. V-am pupat. Ciao.